Voi veniți să citim Cuvântul lui Dumnezeu care dimineața aceasta se găsește în Evanghelia după Matei, capitolul 4, de la versetul 1 până la versetul 11 inclusiv. Evanghelia după Matei, capitolul 4, începând cu versetul 1. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți. La urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâine. Drept răspuns, Iisus i-a zis: este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci diavolul l-a dus în Sfânta Cetate, l-a pus pe streașina templului și i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris, el va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. De asemenea, este scris, a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Diavolul a dus apoi pe un munte foarte înalt. I-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis: toate aceste lucruri ți le voi da ție, dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă, Satano! I-a răspuns Iisus. Căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Atunci diavolul l-a lăsat. Și deodată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-i slujească. Amin. Veniți să ocupăm locurile. Slăvit să fie Domnul! Și pentru noi, pentru mine și soția și fetițele, e o bucurie să fim cu dumneavoastră dimineața aceasta, după lupte seculare care n-au durat însă 6 ani, ci probabil aproape un an, 10 luni, am avut bucuria să fiu cu dumneavoastră înapoi acasă, cu ocazia sărbării de anul trecut. Și iată că Domnul ne-a deschis ușile să putem fi din nou acasă. Vă ducem salutări sfinte din partea Bisericii Baptiste Providența, pe care o slujesc împreună cu fratele Oti Bunaciu și fratele Alex Vlad, un coleg care s-a alăturat echipei de 2 luni pentru a fi implicat în mod deosebit lucrarea cu tinerii, din partea Bisericii, așadar, din partea colegilor de slujire, profesorilor de la Institut, din partea studenților, din partea colegilor de la Facultatea de Teologie Baptistă din Universitatea din București. Pentru noi e o bucurie să putem sluji frățietatea baptistă și mondială evanghelică și vă rugăm să ne purtați mai departe în rugăciune și împreună să ne dăm toate silințele pentru ca lucrarea Domnului să înainteze. Dimineața asta mă gândeam că poate unul dintre dumneavoastră l-a venit în minte versetul tot din Scriptură care spune: prea multă învățătură obosește trupul și v-ați aștepta să zic amin, dar mă tem că în așa fel m-am ridicat la un încât mai e vreme și aminul va trebui să mai aștepte. Mi-am amintit, mulțumesc pentru aminul ăsta, n-a fost foarte convingător din partea întregii audiențe, dar mi-am amintit ce s-a întâmplat într-o biserică în care un vorbitor invitat n-a reușit să găsească aminul. Că și asta e o artă, să găsești aminul. Ei, și omul tot vorbea și vorbea, până când într-un moment un băiețel care era împreună cu mama lui se întoarce către ea, către mamă, și o întreabă tare: să audă și mama, să audă și predicatorul, să audă și întreaga audiență: mami, e încă duminică? Dimineața asta văd destul de mulți copilași, dar eu știu că aici în Suceava copiii sunt foarte buni și nu o să pună întrebări. Emoții mai mari am cu jumerele mele, dar au dezvoltat deja o tehnică numai să-mi arate că e vremea să-mi deducem. Oricum, de asemenea, mă gândeam că ar trebui să vă întreb și să nu plec până nu aflu
care este secretul tinereții fără bătrânețe. Că vă văd pe cei care vă cunosc de mult timp, la fel de proaste și de prezentabili. Am văzut fratele Ionuț în Corește, fratele Dănuț, fratele Alexe în Tineres. Trebuie să fie ori apa, ori aerul, ceva se întâmplă aici. Și pe ceilalți pe care v-am văzut, cred că aerul e mai curat, e mai bun. Dar sper să nu plec cu România, să nu plecăm fără să avem și noi măcar o rețetă vis-a-vis de ceva care ne interesează pe toți. Dimineața asta vă invit să privim împreună la un pasaj pe care îl cunoaștem foarte bine. Un pasaj care ne vorbește despre ea. Despre ea de care nu scapă nimeni. Tânăr sau în vârstă, bărbat sau femeie, credincios de câteva luni sau de câteva decade, toți dăm cu ochii de ea. S-ar putea să se fie întâmplat recent, poate că acum treci printr-una, dar cu siguranță se va mai întâmpla. Pentru că ea este o pervertire a unui instrument pe care Dumnezeu îl folosește ca să ne șlefuiască al nostru caracter, pentru a întări calitățile noastre morale. Acest instrument pe care Dumnezeu îl folosește se numește încercare, dar ea este pervertirea acesteia. Pentru că în timp ce încercarea caută binele tău, ea caută distrugerea ta. Ea caută scufundarea ta cât mai adânc în mlaștina păcatului și ea este ispita. Uitați-vă pe Domnul Iisus Hristos că nici El nu scapă de cernerea ispitei. Îl vedem pe Domnul Iisus încolțit de Tatăl ispitelor, de diavolul, de ispititorul, însă într-un câmp de bătălie deschis, pe față. Pentru că diavolul nu putea oricum să vină la Domnul Iisus Hristos altfel. Domnul Iisus le știe pe toate, le cunoaște pe toate. Ar fi recunoscut repede care era planul ispititorului. Și dimineața asta vă invit să privim câteva ispite pe care nu le considerăm chiar atât de periculoase. Sau poate nu ne gândim atât de mult la ele, cum ne gândim la altele. Acum, în general, noi creștinii, generație după generație, parcă ne alegem păcatele de neiertat. Unele s-au peritat de-a lungul istoriei noastre, așa cum am spus, generație după generație. Chiar după înălțarea Domnului Iisus Hristos în biserica primară și în perioada părinților bisericii, repede, încă din secolul al II-lea, unii făcuseră niște liste cu păcate care nu puteau fi iertate. Îi spunea așa, după ce te-ai botezat, pentru că botezul îți spală păcatele, nu mai este vreo șansă pentru tine să fii iertat, să fii mântuit, dacă ai comis păcatul imoralității, dacă ai comis păcatul apostaziei, sau dacă ai comis ucidere. Generație după generație, am ales într-un fel, și noi ca și credincioși, avem păcate pe care le facem într-un fel cardinale. Și uneori ajungem să fim ca fariseii, să strecurăm cămila, și să acceptăm lucrurile, sau să ne blocăm în lucruri care sunt mult mai simple. În țânțar. Am avut și noi, evanghelicii, o perioadă după 89, când păcatul cardinal era, dacă în vremea comuniștilor, păstorii sau oameni din biserici au discutat sau n-au discutat cu autoritățile. Fără să ne întrebăm, fără să evaluăm, fără să punem semne de întrebare vis-a-vis de unul dintre cele mai corupte și mai mincinoase sisteme. Și pentru noi, ăla era păcatul cardinal. Însă foarte interesant, Domnul Iisus Hristos, în pasajul acesta, ne atrage atenția că sunt ispite subtile la care nu ne gândim foarte mult, dar care ne pot lovi atât de profund și atât de puternic, încât ne pot dărâma. Domnul Iisus Hristos însuși a trecut prin aceste ispite. Acum, dacă e Satana l-a ispitit pe Domnul Iisus Hristos în aceste privințe, oare nu care cumva ele sunt importante, de fapt esențiale pentru noi? Și vreau să vă invit să remarcăm un lucru.
aceste ispite sunt aduse în, viața noastră de către cel rău și deseori, pentru că sunt așa de subtile, pentru că atenția noastră se îndreaptă față de ispite pe care le considerăm noi mai grele, mai grave, așa, cu așa mare ușurință, cedăm și, de fapt, cel rău ne păcălește. El vine la noi, de fapt, cu aceleași ispite, însă într-un mod subtil. Și dimineața asta mai vii să desconspirăm câteva ispite subtile din viața credinciosului. Prima ispită, bineînțeles, reiese din prima întâlnire a Domnului Iisus Hristos cu cel rău. De fapt, ispititorul, spune cuvântul, se apropie de Domnul Iisus după ce Mântuitorul postește 40 de zile și 40 de nopți. Îi spune cuvântul, bine știm, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâine. Domnul răspunde, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Noi pe românește am zice, un lucru interesant se întâmplă în pasajul acesta. Unul dintre vorbitori vorbește despre mere și altul vorbește despre pere. Gândiți-vă dumneavoastră la dialogul acesta. Satana zice, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, iar Domnul Iisus răspunde, omul nu trăiește numai cu pâine. Ce se întâmplă aici este că Domnul Iisus Hristos vede, înțelege care era ispita subtilă cu care Satana venea la el. Știm bine, după mii de ani, după 2000 de ani, avem privilegiul acesta să acceptăm, sper cu ușurință, deși din ce în ce mai mulți, chiar oamenii ai bisericii, din diferite colțuri ale lumii, nu mai acceptă adevărul acesta. Dar știm că Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat și om adevărat, slăvit să fie El. Acum ne-au luat sute de ani ca să ajungem la concluzia asta. O frământări majore, sute de episcopi, de lideri ai bisericii care s-au adunat, parcă odată la fiecare 100 sau 200 de ani s-adunau ca să stabilească alte detalii vis-a-vis de misterul acesta. Și cu cât ne gândim mai mult la el, cu atât ne dăm seama că, într-adevăr, Dumnezeul nostru este așa de mare. Slăvit să fie El! Cum poți să ai într-o singură persoană și pe Dumnezeu, firea dumnezeiască și, în același timp, firea umană? Este un mister care ne depășește. Chiar și acum, dacă încercăm să le explicăm în cele mai mici detalii, e de fapt un articol al credinței. E ceva ce trebuie să credem și să acceptăm. Aminte, mântuirea noastră este pusă în pericol. Dar ce se întâmplă aici este că diavolul vine la Domnul Iisus Hristos și ce face este că încearcă să creeze o breșă în unitatea aceea desăvârșită dintre cele două naturi. Natura divină a Domnului Iisus și natura sa umană. Acum, natura umană trebuia, fiind perfectă, adică având și voință, natura umană trebuia să se supună într-un fel, să colaboreze în mod desăvârșit cu natura divină. Ce face diavolul este că îl ispitește pe Domnul Iisus să-și folosească prerogativele sale divine pentru a rezolva niște nevoi umane. Și diavolul spune, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, deci dacă tu ești Dumnezeu, atunci folosește prerogativele, puterea ta, ca să îți satisfaci nevoile umane. Uite că tu ești și om. Uite că ți-e foame. Au trecut 40 de zile și 40 de nopți. Ți-e foame și ți-e sete. Dar tu ești Dumnezeu. Tu poți folosi natura ta, puterea ta, pentru că trupul tău are nevoie să creeze o breșă. Și voința Domnului Iisus, voința umană, să fie, să dorească ceva, să ceară ceva voinței divine, care să fie contrar cu hotărârea pe care Domnul Iisus o luase de la început. Să creeze breșa aceasta. Și, dragii mei, cu aceeași ispită vine diavolul la noi și acum, după 2000 de ani, și a venit la fiecare credincios. Și știți care este ispita? Să ne focalizăm toată energia noastră, toată atenția noastră pe nevoile trupului acestuia, pe pământul acesta. Să ne focalizăm atenția și energia noastră să strângem mai multă pâine. Asta este ispita. Ispita de a trăi numai pentru pământul acesta. Și, Doamne, iartă-ne, câți dintre noi nu cădem în ispita aceasta? Nu e așa, dragii mei? Mi-amintesc deseori de vremurile în care, în timpurile comuniste, bisericile
toate și auzi din toate colțurile țării. Bisericile evanghelice erau pline. Acum sunt multe explicații. Sunt explicații vis-a-vis de faptul că s-a înmulțit numărul bisericilor. Sunt mult mai multe biserici. Unele plantate cu înțelegere, altele, cum spunea ceva, plantate prin fragmentare. E clar că sunt mai multe biserici. Dar baiul este că noi care, spre exemplu, Domnul ne ajută să rămânem credincioși într-o comunitate de credință, nu reușim să ajungem la toate serviciile, la toate slujbele. Baiul este că nu mai e aceeași atmosferă înălțătoare. Îmi amintesc de vremurile și de la Biserica de Sus și de la Biserica de aici. Acum noi și romanțăm amintirile. Dar îmi amintesc că uneori, dacă ai fi aruncat aici o scânteie, ar fi izbucnit o flamă mare, pentru că era așa de multă bucurie și așa de mult entuziasm. Știți, în vremurile comuniste au fost multe probleme și, într-adevăr, au fost încercări grele. Dar știți ce cred eu? Că diavolul este mai pervers și mai șiret și a reușit să ne păcălească mai mult acum în vremurile de libertate decât a făcut-o atunci când eram poate oprimați, poate eram în pericol de a fi persecutați. Pentru că atunci aveam dorința aceea de a merge la casa Domnului, de a fi copiii Domnului, de a plăti prețul, pentru că suntem mai Domnul. Și uitați-vă, au trecut vremurile acelea, diavolul s-a probabil că și-o fi dat și el cu palma peste frunte, cum îmi dau eu, de-aia am rămas fără păr, zic că deseori e nevoie să-mi dau cu palma peste frunte, că mi-am dat seama că nu e soluția cea bună. Și de-aia vreau zis, stai mă, că așa dacă îi bat, dacă îi ameninț, uite că nu prea merge. Uite că se duc acolo. Ia uite că se înmulțesc. Ia uite-te, uite-te ce entuziasm acolo. De fapt, când îi bat, ia uite ce uniță. Ia uite ce mare bucurie. Cu asta că trebuie să schimb strategia. Și a schimbat-o. Și i-a ieșit. I-a ieșit. Pentru că a început să ne arunce, să ne deschidă tot mai multe buticuri unde să ne duce și de unde să ne facem plinul. Și să începem să vrem mai multă pâine și să începem să vrem lucruri mai mari, mai frumoase, mai grandioase, să avem experiențe cât mai plăcute, cât mai grozave, cât mai exotice. Și a început să ne pună tot felul de momente. Și noi, fără să băgăm de seamă la șiretritul pe care El îl face să încerce să ne păcălească, ne-am dus înainte. Ne-am dus înainte către lucruri de care nu avem nevoie. Ne-am lăsat păcăliți să alergăm și să ne dorim și să credem că ne trebuie, dar ele de fapt nu ne trebuie. Și asta a însemnat în timp că ne-am lăsat. Și de una și de alta. Și așa de greu acum, poate la dumneavoastră, aici acolo vine mereu la repetiție, un sfert de oră mai devreme. Și mereu, și la rugăciune și la altă. Dar noi în București avem probleme, spre deosebire de dumneavoastră. Noi în restul țării și de fapt în lumea întreagă sunt așa de multe probleme în țările în care e libertate pentru că de fapt diavolul a reușit să ne păcălească. Să ne păcălească și să credem că trebuie să umblăm după pământul acesta. Dar, dragii mei, asta este o mare înșelăciune. Ispita de a trăi numai pentru pământul acesta. Ispita de a încerca să strângem mai multă pâine. Să credem că dacă nu avem hambare nu știu cât de mare, conturi nu știu cât de pline, case nu știu cât de enorme. Să credem că dacă nu le avem tot ce au vecinii noștri sau ce vedem la televizor, să credem că suntem ratați. Că nu suntem neîmpliniți. Asta este o ispită. Și asta este o mare păcăleală. Așa de frumos spune cântarea, eu nu sunt de pe pământ. Eu nu sunt de aici de jos. Țara mea e acolo sus, unde voi fi cu Iisus. Slăviți să fie Domnul. Este o ispită așa de perfidă. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos spune în predica sa de pe munte, atunci când suntem ispitiți să ne focalizăm numai pe pământul acesta, numai pe a aduna mai mult, pe a ne distra mai mult, atunci să ne amintim că cel mai important principiu pe care ar trebui să-l trăim în viața noastră este să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri mi se vor da pe deasupra. Amin? Amin. Fii atent. Că Satana vrea să te ispitească, să te păcălească. Să trăiești numai pentru ce e aici. Dar noi avem o împărăție glorioasă. Avem o împărăție pentru care merită să trăim. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Amin? Amin. Să trăim pentru Domnul, dragii mei, în fiecare zi.
Să stăm puțin și să ne uităm la viața noastră. Ce anume din viața mea e de fapt o umblare după lucrurile lumii astea? Cu ce anume, de ce anume m-aș putea debarasa? Ce anume mănâncă prea mult timp, în așa fel încât nu mai sunt disponibil să fiu împărtășie cu Domnul personal, să deschid Scriptura și să mă rog înaintea lui Dumnezeu? Ce anume mă ține departe de casa Domnului, de părtășia cu frații, de misiune, de repetiții și aș putea să tai de pe listă? Ce anume mă ține departe de familia mea și aș putea să tai lucrul acela? Pentru ca să îmi rearanjez prioritățile vieții mele. E o ispită așa de perfidă și așa ales ne cădem în ea. Doamne, dă-ne înțelepciune să trăim mereu pentru Tine și pentru împărăția Ta. Amin? Amin. Încă o ispită subtilă cu care Diavolul vine la Domnul Iisus, dar vine și la noi, dragii mei, se vede, bineînțeles, în al doilea episod al întâlnirilor dintre Domnul și cel rău. Spune cuvântul, atunci Diavolul l-a dus pe, în Sfânta Cetate, l-a pus pe streașina templului și i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă de jos, căci este scris, El nu va porunci îngerilor săi să vegheze, El va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta. Ei te vor lua pe mâini, dar nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Acum, Satana face un lucru foarte interesant și deseori vorbim de lucrul acesta, citează din Vechiul Testament. N-ar fi să fie mare surpriză că citează, că el cam știe Scriptura. A fost când ea a fost scrisă și a fost când ea s-a stabilit canonul, cel al Vechiului Testament prin anul 100 la Crăciun de la Iamnia, cel al Noului Testament prin anul 367, avem prima listă de la Atanasie cu toate cărțile nou testamentare, așa cum le considerăm noi. Acum a fost și deseori mă tem că e, nu rămâne la ușa bisericii, la ușa clădirii. Uneori îl aducem și noi cu noi. E și în casele noastre. Diavolul știe Biblia. O auzit-o, o știe. Să nu ne facem cumva probleme că atunci când cineva citează versete din Vechiul Testament sau Noul Testament, când citează Scriptura pentru a îndreptăți, pentru a scuza, a explica un comportament nepotrivit, neduhovnicesc. Să nu ne mirăm că cineva poate să facă lucrul acesta. Că asta face și diavolul. Dar știți ce face diavolul? El citează Vechiul Testament, Cartea Psalmului, Psalmul 21, dar citează un pasaj ciuntindu-l. E adevărat că spune aici cuvântul în versetul 11 din Psalmul 91, că și el va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale. În toate căile tale. Și ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Ceea ce omite diavolul, citând aceste versete din Psalmul 91, este să spună și această sintagmă în toate căile tale. Diavolul citează, spunând, sugerând cumva ca Domnul Iisus Hristos să facă cir. Spune diavolul, păi cuvântul a promis, aruncă-te și îngerii te vor prinde, ca nu cumva să-ți zdrobești piciorul de vreo piatră. Foarte interesant. Știți care era ispita cu care diavolul venea la Domnul Iisus în acest pasaj? Unii comentatori ai Scripturii spun că aceste versete trebuie coroborate cu Malachi, capitolul 3, versetul 1, care spune așa. Și deodată va intra cel uns Mesia în templul său cel sfânt. Și comentatorii Scripturii spun că ispita era următoarea. Dacă Domnul Iisus Hristos s-ar fi aruncat de pe streașina templului, îngerii, spunea și diavolul, aveau să vină să-l prindă și atunci toată lumea ar fi știut că Iisus este Mesia. Este cel trimis, este cel uns. Cumva Domnul Iisus avea să confirme în fața Israelului că Dumnezeu este cel care l-a trimis, că El este Fiul lui Dumnezeu, că El este Mesia. Însă știm bine din învățătura Vechiului și a Noului Testament că Dumnezeu a trimis pe Domnul Iisus Hristos nu să-și demonstreze mesianitatea sa, să invite pe oameni la pocăință prin a face circ. Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său să plătească prețul de la Calvar. Ispita, dragii mei, era ca Domnul Iisus Hristos să-și dovedească mesianitatea fără să meargă pe drumul crucii, să meargă la Calvar. Cu alte cuvinte, ispita era ca Domnul Iisus
să-i schimbe planul lui Dumnezeu. Să-i spună tatălui, tată, știu eu o metodă mai ușoară. Am eu o cale mai scurtă. Am eu o scurtătură. Uite, oamenii vor crede că eu sunt Mesia. Dar nu prin a merge la Calvar, ci prin a mă arunca aici și îngerii vor veni și toată lumea vă spune, da, El este. El este Mesia. E ispita de a-i controla planurile lui Dumnezeu. Știți, ispita de a-i spune eu lui Dumnezeu ce este mai bine și cum este mai bine. Ispita, de fapt, de a nu asculta de Dumnezeu. De a-i spune lui Dumnezeu, Doamne, dacă vrei să-mi fie bine, ia uite aici că îți dau lista. Uite, îți dau lista. Și nu facem asta numai la Crăciun. Doamne, dacă vrei să-mi fie bine, uite, am nevoie de asta, am nevoie de asta și am nevoie de asta. Doamne, dacă vrei să-mi fie bine, uite, trebuie să stau acolo. Sau să mă trimiți acolo. Sau să nu mă trimiți acolo. Doamne, îți spun eu. Vrei? Îți spun eu. Și Domnul zice, te rog și spui, Doamne, dacă vrei să fiu fericită toată viața, unde l-am găsit pe Viorica, unde e un băiat grozav. Domnul spune, dar nu e copilul meu, nu e copilul meu. Ca el nu găsești nicăieri. Și apoi zice, Doamne, uite, am găsit-o pe Măriuca, Măriuca asta e o fată așa de grozavă, păi în biserică nu găsești una pe ea, Doamne. Dacă vrei ca eu să copilul tău, eu să fiu fericit, trebuie să mă dai musai pe ea. Îi spunem noi lui Dumnezeu ce este mai bine pentru noi. Să-i controlăm noi planul lui Dumnezeu. Să-i spunem noi lui Dumnezeu ce este mai bine pentru noi. Nu facem, dragii mei, lucrul acesta. Cu așa mare ușurință începem să-i spunem Domnului și rugăciunile noastre, dacă le analizăm un pic atent, așa, vom vedea, vom descoperi că asta cu mulțumirea și lauda, ca orice gândă, durează 3 secunde. Doamne, mulțumesc că ești bun și că mă binecuvinez. Nu, acum la cer. Și dă-mi aia, și fă-mi aia, și luptăm cu Domnul rugăciune, că noi așa știm, că rugăciune trebuie să luptăm cu Domnul, să-L convingem, să ne facă El ceea ce știm noi că ne-ar trebui. Când, de fapt, rugăciunea ar trebui să fie, de fapt, câmpul de luptă în care Domnul ne convinge pe noi și ne transformă cererile noastre și ne transformă și gândirea noastră și mintea noastră. Dar începem să, când ne-am ridicat de pe genunchi, numai plecăm cu agenda noastră. Poate ne-am pus pe genunchi cu agenda noastră. Dacă ne-am ridicat de acolo, am plecat cu agenda Domnului și să spunem și să trăim ceea ce Domnul Iisus Hristos a spus în grădina Ghețimani. Și Domnul a făcut asta. Domnul a zis, Doamne, Tată, dacă este cu putință, și unul dintre evanghelii spune așa de frumos, Domnul recunoaște, fiindcă toate lucrurile sunt cu putință la tine. Dacă este cu putință, îndepărtează paharul acesta. Totuși, facă-se nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Ispita de a-i spune lui Dumnezeu ce e mai bine pentru noi. Și, dragii mei, asta este ispita neascultării. Și trăim într-o societate care nu vrea să mai asculte de nimeni. Marii sociologi vorbesc, ungerea sociologii vorbesc despre postmodernitate, care este o perioadă în care autoritatea este negată, este respinsă. Nimeni nu mai ascultă de nimeni. Numai ce vrea fiecare dintre ei. Cel mai bun caz, un grup, o comunitate care se strânge, care are același valori și care își decretează ei principiile și legile. Și lucrurile care ar trebui să fie căutate, care ar trebui să fie promovate. Trăim într-o societate care ne afectează și pe noi. Și în biserică. Nu, aici la Maranata totul e bine și frumos. Dar n-am mai biserici. Așa de greu. E din ce în ce mai greu. Pentru că nu ne mai place să spunem, vorbește, Doamne, căci robii Tăi ascultă. Dar nu că ascultă numai cu urechile desfăcute, urechile deschise, ci ascultă cu inimile deschise. Să venim în pocăință și numim să spunem, Doamne, iată-mă, că atâta vreme m-am dus înainte tank, fără să ascult șoapta Duhului Tău cel Sfânt. Că am luat stindardul în mână și am crezut că am dreptate. Și am vrut să-i convinc pe toți și am fost gata să lovesc pe toată lumea, ducându-mă înainte, Doamne, iartă-mă pentru asta. Și ajută-mă să accept voia Ta în fiecare zi. Dragii mei, nu este lucru mai bun pe care putem să facem în viața asta decât să trăim voia lui Dumnezeu. Decât să ne supunem voiei lui Dumnezeu. Decât să ascultăm. Cea mai frumoasă și mai fericită viață este în ascultare de Domnul nostru, slăvit să fie El!
Nu mai spune lui Dumnezeu, nu mai da lista repede cu lucrurile care, pe care ar trebui să le facă El ca ție să-ți meargă bine. Și întreabă-te, Doamne, ce trebuie să mai fac astăzi? Cum să mai trăiesc? Aș vrea să îmi descoper voia Ta cu privire la viața mea și la familia mea și astăzi, și săptămâna asta, și ca biserică, și în fiecare zi să trăim adevărul acesta, că voia lui Dumnezeu este bună, plăcută și desăvârșită, săriți-o pe El. Trăiește voia lui Dumnezeu și spune nu ispitei de a-L controla pe Dumnezeu, de a-I spune lui Dumnezeu ce este mai bine pentru tine. Și lucrul acesta, dragii mei, ne duce la a treia ispită și trebuie să pedalăm repede prin ea, că întrebarea, dacă mai e duminică astăzi, poate veni în orice moment. Spune cuvântul, diavolul a dus apoi pe un munte foarte înalt și a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor. Și a zis, toate aceste lucruri ți le voi da ție, dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă satanul, i-a răspuns Iisus, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-I slujești. Acum, ce se întâmplă în această a treia ispită este iarăși o tristă realitate cu care ne confruntăm, o ispită în fața căreia cedăm cu mare ușurință. Știți care este ispita care vine diavolul la Domnul Iisus? Și vine și la noi și ne păcălește, așa de lesne, ispita de a fi, de a fi agent dublu, de a trăi cu picioarele în două luntri, de a trăi sub două umbrele, de a încerca să ne agățăm de două împărății. Satana îi zice, Domnul Iisus, le vezi pe toate astea? Dacă te închini mie, vor fi ale tale. Tu rămâi Fiul lui Dumnezeu, dar închină-te și mie. Tu du-te la adunare duminica, în ziua, dar de luni până sâmbătă, vezi de treburile tale, de afaceri tale numeroase, de învârtările tale, de viața ta. Se poate și așa, și așa. Se poate să trăiești și cu lumea, și ca lumea, și apoi să te dai, să pretinzi, să-ți pui fața aia de sfântul, lungă, așa, pioasă, evlavioasă, să pretinzi că ești și al Domnului, să te duci și între copiii Domnului. Și Satana vine la noi cu ispita asta și ne păcălește pe mulți dintre noi. Ne păcălește, dragii mei, pe prea mulți dintre noi. De aceea, știți, cu catalogările astea pe care le facem noi și impresiile astea pe care le avem unii față de alții, o, ce frate sfânt și ce soră neprihănită. Astea trebuie să le lăsăm în mâna Domnului, știți? Și dacă ar fi să ne apucăm, să încercăm să vedem care-i treaba, nu vorbim cu pe cine vedem, știți? Vorbim cu cei din jur. Ne ducem acasă, vorbim cu soțul, cu soția, cu copiii, cu părinți. Așa ar trebui. Că noi ne putem hotări cu ușurință unii pe alții. Dar este așa de trist, dragii mei, că diavolul ne păcălește. Ne păcălește și deseori trăim între copiii Domnului, dar inima noastră este în mijlocul lumii. Și suspinăm după lucrurile lumii și după felul lumesc de a trăi. Ispita de a fi agenți dublu. Doamne, iartă-ne pentru lucrul acesta. Știți, am citit niște volume despre viețile spionilor și cele mai interesante și mai intrigante situații, cazuri erau ale agenților dubli. Dacă un agent care spiona pentru o singură țară se uita mereu peste un umăr, un agent dublu se uita mereu peste amândoi umeri și nu știa de unde îl va lovi și când îl va lovi. Și cei mai mulți dintre cei prezentați cel puțin vor fi supraviețuiți alții de care nu știm. Dar este mult mai probabil ca mai devreme sau mai târziu una dintre țările pentru care spionez să-și dea seama că faci lucrul ăsta și pentru inamicilor. Viața de agent dublu este o viață de mizerie. E o viață care nu are bucurie și nu are liniște. E o viață pe care o trăiești jucând teatru, poate duminica, și după aia încercând să te bucuri când ești în mijlocul lumii. Dar de fapt nu te bucuri nici acolo, nici acolo. De-aia e o viață care nu are bucurie și care nu merită a fi trăită. Viața care merită a fi trăită este viața copiilor.
copilului lui Dumnezeu, agentului împărăției Domnului, slăvit să fie El. E o ispită să ne păcălească cel rău, să trăim și cu Domnul și să trăim și ca lumea. Și vreau să vă invit să vedem foarte pe scurt ce minciuni folosește cel rău ca să ne determine, să ne convingă să trăim, să fim agenți dubii. Una dintre minciuni, dintre păcălele, este legată de ceea ce diavolul ne oferă ca să ne compromitem, ca să acceptăm să fim agenți dubii, să trăim și cu Domnul și cu lumea. Știți care e? Ea este de versetul 8, spune cuvântul, diavolul a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor. Acum, autorul spune aici, folosește descrierea acesta ca să ne sugereze ce anume încerca diavolul să îi arate Domnului că ar merita să se închine și lui și să rămână Fiul lui Dumnezeu. Acum, ce face diavolul? Ne păcălește că ne poate oferi împărății și ne poate oferi strălucire. Știți? Acum, gândiți-vă dumneavoastră, ce anume putea diavolul să ofere Domnului Iisus în secolul I? Nu avem vreme, Ierod cel Mare a fost foarte șiret. A fost un conducător care a încercat să-și apropie pe nestăviniții supuși evrei. Evreii erau mereu, erau cunoscuți, erau faimoși pentru că erau răzbrădiți. Ce a făcut Ierod a fost să investească fonduri semnificative în ridicarea, în consolidarea, dar și în extinderea și în frumusețarea templului. Așa de frumos era templul în vremea lui Ierod, era mai frumos decât în vremea lui Solomon. Probabil că Domnul Iisus Hristos, fiind acolo pe un munte foarte înalt, spune cuvântul, o fi văzut strălucirea cupolei templului, care în bătaia soarelui, probabil că lua privirea oricărei persoane care se uita acolo. Însă, în secolul I, de ce strălucire putem vorbi? Când oamenii trăiau într-o sărăcie lucie, oamenii trăiau deseori în aceeași casă cu animalele. Gândiți-vă dumneavoastră ce sărăcie atunci. Unde era strălucirea a ceea ce diavolul oferea? Nu era curent electric, nu erau televizoare, nu erau canapele, nu era pizza, nu era șaorma, nu era ciocolată, nu erau deserturi bune. Ce strălucire putea să ofere cel rău? Și aceeași imagine foarte interesantă folosită și în Vechiul Testament. Când David nu merge la luptă și acasă lor să fie acolo să lupte pentru popor, pentru numele Domnului, spune cuvântul că era undeva pe acoperiș ca să-i împărătești, se uita și a văzut pe Batșeva, de care spune că era o femeie frumoasă la tine. Și aia neisprăvită, în loc să-și facă duș în casă, a făcut în văzul tuturor. Și atunci spune cuvântul folosit aceeași imagine, într-un fel David vede strălucirea și apoi păcătuiește, însă după aceea diavolul descoperă mizeria. Pentru că, dragii mei, diavolul ne cheamă și ne ispitește să fim agenți dubii, să trăim și cu lumea și cu Domnul, să ne păcărească cum că s-ar putea lucrul ăsta și zice că ne oferă strălucire, dar diavolul n-are să ne dea strălucire. Diavolul n-are să ne dea, de fapt, nimic. Diavolul ne oferă mai degrabă suferință, ne oferă moarte și moarte veșnică. Așadar, nu trăim și cu Domnul și cu lumea. Spune Iacob în epistola sa, suflete de acurbare. Nu știți că prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu? Nu se poate. Diavolul nu poate să îți dea lucrurile astea strălucitoare, pentru că nu sunt ale lui. Și asta ne duce la a doua minciună pe care diavolul o folosește. Spune cuvântul aici, toate aceste lucruri ți le voi da ție, dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Iisus zice, toate lucrurile ți le voi da ție. Ce putea să-i dea diavolul? Spune Psalmul 24, versetul 1, zice, al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, săriți să fie Domnul. Diavolul, de fapt, nu este stăpânitorul lumii acestea al creației. Diavolul este stăpânitorul, este domnul sistemului de valori căzute, al stăpânirilor, al forțelor care au oprimat universul ăsta, al sistemului, al cosmosului căzut. Dar pământul acesta este al Domnului. Spune cuvântul că pământul va veni o vreme în care va fi reînnoit. Diavolul nu are să ne dea nimic, dragii mei. Diavolul ne păcălește că ne poate da bucurie, că ne poate da fericire, că ne poate da împlinire, dar nu are să ni le dea, pentru că nu sunt ale lui. Singurul lucru pe care îl poate da diavolul este suferință și apoi este moarte veșnică. Nu te lăsa păcălit de diavol. Îți promite marea acusarea, dar de fapt nu poate să-ți dea nimic.
Dacă vrei o viață frumoasă, deși plină de încercări și de probleme și de poveri de dus, însă o viață cu bucurie în ea, cu bucurie în mijlocul încercărilor, cu pace în mijlocul furtunii, cu fericire în mijlocul lipsurilor. Dacă vrei o asemenea viață, nu trata cu cel rău. Îți promite că îți dă, dar n-are ce să-ți dea. Vino la Domnul nostru și nu trăi și cu, și cu. Și spune împreună cu omul Vechiului Testament că despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Amin? Amin. Să desconspirăm modul șiret în care diavolul vine la noi. Să ne ispitească să trăim numai pentru pământul acesta. Vreau să spunem, Doamne, am vrea să trăim pentru Tine și pentru împărăția Ta. Amin? Să ne ispitească să-i spunem mereu lui Dumnezeu ce e mai bine pentru noi, să nu ascultăm de El. Dar noi în fața acestei ispite să spunem, Doamne, facă-se nu voia mea, ci facă-se voia Ta. Amin? Amin. Și ispita de a trăi ca agenți dubli. Și cu Domnul și cu lumea. Și, dragii mei, asta este cea mai mizerabilă viață pe care o poate trăi cineva. Cea mai frumoasă viață pe care o putem trăi este să fim agenți ai Împărăției lui Dumnezeu. Să fim dați Domnului cu totul lui tot. Și în modul acesta să ne bucurăm de prezența Sa și binecuvântarea Sa în veci de veci. Slăvit să fie El. Amin. Amin.